curg râuri de lacrimi în urma dispariției Andreei, studenta de la medicină din Timișoara, ucisă cu bestialitate de iubitul său. Colegii acesteia i-au aprins aici în fața Facultății de Medicină din Timișoara mai multe lumânări și au făcut un adevărat altar. Împreună cu acestea, colegii săi îi transmit un mesaj emoționant și îi se adresează Andreei cu domnișoara doctor. Din păcate, în urma crimei odioase, în urma geloziei iubitului ei, Mirel, aceasta nu a mai reușit să ajungă doctor. O tragedie cu un coleg de-al nostru care urma să jure că vrea să apere oamenii, să ajute trupul și sufletul, a putut să facă așa ceva, nu știu, mi se pare incredibil și de imaginabil, nu vreau să știu prin ce trece familia fetei, chiar nu știu ce să spun, e un șoc pentru toată lumea. Iată, voi colegii ați făcut aici, Andrei, un altar de lumânări. Da, am pus și eu o candelă, nu știu, sincer, ar fi frumos să putem face ceva mai mult, dar nu știu ce poate aduce alinare familiei în așa situație. Ce ați simțit când ați aflat această teribilă veste? M-am trezit dimineața și a fost primul lucru pe care l-am citit. Nu știu, m-au luat fiori, am stat toată ziua alarmată, am citit, mă gândeam cum eu eram în oraș fix în acel moment și o colegă de-a mea trecea prin așa ceva. Colegii Andreei Morega, studenta măcelărită de Mirel Dragomir, i-au făcut tinerei un altar de lumânări și flori. Aceștia sunt în stare de șoc de când au aflat că au fost colegi cu un călău care i-au omorât cu bestialitate colega dragă. O colegă de Andreei nu-și poate explica gestul lui Mirel. Nu-mi pot explica altfel decât prin faptul că el avea o problemă de dinainte, nu știu, mă gândesc că așa s-a născut, oamenii care fac așa ceva nu sunt normali, după părerea mea. Mi-ar plăcea să cred că nu a murit degeaba, dar nu pot să găsesc o explicație pentru ce s-a întâmplat. Monstruos, de dreptul și ce mai mult. Dumnezeu să odihnească. Ce ați simțit când ați aflat această veste? Șoc, repulsie și tristețe. Colegii și profesorii Andreei sunt în lacrimi de când au aflat teribila veste.